Bine v-am găsit la interviurile Deceniu. Sunt Val Vâlcu, discut cu Adriana Turea, redactor România, Radio România Actualități, redactor, reporter, jurnalism medical. Da, nu, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Nu știu exact funcția, dar te ascult la minister, redactor Radio România Actualități și fac de toate, și teren, și exact, la rubrici de sănătate. Incendiu de la Colentina, conferința de presă de la minister, sfaturile specialiștilor le auzim deseori la Radio România, promovate, adunate de Adriana Turea cu reportofonul ca pe vremuri. Cum da, cu reportofonul, cu microfonul. De... Acum am un aparat care este fix, nu mai are microfon mobil. E mai ușor decât maranțul pe care îl aveam înainte. E un studio întreg, am văzut. Un timp de viață. Ai un studio întreg cu... intrări de sunet, cu poate să facă mixaje, da, cred, aparatul acela. N-am încercat, lucrez pe laptop. De multe ori când merg la conferințe am și laptopul după mine. Am în geantă laptopul, scot, descarc tot ce am înregistrat și îmi selectez dacă am de trimis repede, îmi selectez atunci pe moment și trimit materialul mai departe. Îmi caut locuri pe unde să înregistrez, să fie mai liniște. Sunt tot felul de situații. Mi s-a întâmplat să înregistrez într-o toaletă, în fața unui soldat, stăteam în genunchi și înregistram. N-aveam unde, eram la spitalul militar. Mi-aduc aminte, fusese fostul președinte Traian Băsescu operat acolo. Când și-a rupt coloana? Sau pentru tiroidă. Pentru tiroidă. Și n-am avut voie să rămânem în continuare în sala unde a fost conferința de presă. Trebuia să trimit, n-aveam de unde să trimit și am rugat soldatul să mă lase în ghereta lui să transmit. N-aveam scaun, n-aveam cum să lucrez. Am stat cu aparatele pe jos și în genunchi, așa am transmis. Sunt tot felul de situații. Unele amuzante, unele pe moment... par deranjante, dar în timp ți-aduce aminte cu plăcere. În momentul în care ai pornit în radio, toți tinerii își doreau să ajungă, toți tinerii care vreau să facă jurnalism, se gândeau că vor prezenta știrile la televizor, vreau să fie pe sticlă. Cum se intră în radio? De ce ai ales Radio România? În Radio România am intrat mai întâi ca operator. Am dat examen de fizică să intru ca operator în Radio România. După care postul a fost transformat în editor de producție. Era o instituție importantă. S-a tras în Radio România la Revoluție. Da, am avut colegi care au trecut prin Revoluție, au fost acolo. Povesteau ce s-a întâmplat când se trăgea, se lucra la etajul 1 ca să fie protejați. Acolo nu sunt geamuri în exterior, la etajul 1. Și atunci sunt colegi care acum au ieșit la pensie. Dar irajul televiziunii era totuși mare. Au povestit atunci, în perioada respectivă. Da, era mare, dar nu știu dacă mi-ar plăcea televiziunea. Atunci a fost o întâmplare, practic... Radio m-a ales. A fost așa o cale pe care am ales-o cu totul și cu totul întâmplător. A fost o oportunitate atunci să dau examen, am dat examen, am intrat ca operator, după care am zis aș face mai mult decât să lucrez în cabină, deși meseria este frumoasă și în cabină. Am ilustrat, am colaborat, am făcut ilustrații pentru anumite emisiuni și întâmplarea a fost să fie tot pentru emisiuni medicale. Era o doamnă doctor care acum este la Îngeri, Eugenia Grosu Popescu, la Radio Cultural, cu dânsa am colaborat prima dată și i-am ilustrat emisiunea. Și la un moment dat m-a întrebat, n-ai vrea să vezi cum este și altceva,
Să încerci să mergi, uite, mergi cu mine să vezi cum se face un interviu, să mergem la un eveniment și încerci să faci de acolo un material și vedem ce iese. Bine, haide să încercăm. Îmi plac provocările și atunci am acceptat. Am mers. Am colaborat o perioadă cu dânsa. Era destul de grea trecerea din cabină în partea de redacție. Erau niște idei preconcepute. Era mai stresant sau mai puțin stresant în cabină? În cabină? Ai și în cabină răspundere că produsul final iese din mâna ta, din mâna celui care este direct, e mai puțin tehnician. Da, dacă nu este în direct, da, dar tot în cabinele în care începi, în cabina unde este mai lejer. Așa era când am intrat eu. Acum fiecare post are cabinele personale în care lucrează. În momentul în care și acolo am avansat și am ajuns la Radio România Actualități ca operator, acolo se lucrează, e actualitate și se lucrează foarte repede absolut tot ceea ce vine. Era atunci pe bandă, se tăia banda, se lipea cu scoci. Da. Acum se lucrează... Tinerii nu știu despre ce vorbim, banda da. Este doar una de criminal. Acum se lucrează pe calculator, este digitalizat totul. Nu, sună contraintuitiv, făceam ilustrație. Ilustrație pentru emisiuni radio da. Sau ilustrație. Da. Puneam, practic, introduceam muzică video, pe sub... Când spui ilustrație, la da. O poză, la o imagine. Da, la și film. În radio se numește tot așa, ilustrație muzicală. Pui, introduci muzică pe sub vocea redactorului sau dacă este un interviu, dacă ai nevoie. În funcție de ceea ce se spune acolo. Alegeam muzica în funcție de context, de povestea care era prezentată. Era o emisiune mai mare. Înainte de 89 ascultam BBC, World BBC Londra și puneau ilustrație din piața Tiananmen, de la zidul Berlinului, noi eram încă în comunism, dădeau zgomotele care se auzeau în fundal, scandările, da. Deci practic încercau să redai, să te aducă da, în să redai mijlocul atmosfera de acolo, da. Ceea ce se întâmpla la... Asta mai fac și acum, în momentul în care merg pe teren, am un meeting, de exemplu, înregistrez oameni, înregistrez sunetul de acolo și le mai combin. Nu merge întotdeauna să introduc pe sub voce, pentru că mi-am mai pierdut dexteritatea și cu programul pe care l-am. Nu știu întotdeauna să fac o ilustrație. Dar sunete mai introduc și acum, mai merge. Zice, ai început cu doamna Grosu, te-a luat la interviuri. Da. Oamenii, iar după primul material, îmi venea să intru în pământ de rușine. Mi-a făcut atâtea observații și mi-a zis, trebuie să faci așa, așa. Atunci mi-a dat niște indicații, după care m-a lăsat. Și încet, încet, m-am acomodat. A fost o pauză, renunțasem la un moment dat la ideea de a mă mai transfera, de a da examen, nu erau locuri. Da, după lumea zice, e ce așa greu să faci un interviu? Iei aparatul, reportofon, microfon, ce-o fi el, laptop și vorbești cu un om, îi pui două, trei întrebări, ce e atât de dificil. Nu, eu meserie, zice, uite, eu montez termopane, altul da, programează este... calculatorul, ce unul vorbește cu un invitat sau cu un da, este o meserie, este un produs jurnalistic, însă înainte de a face un interviu trebuie să te documentezi, dacă nu te documentezi și ai doar o temă, pui o întrebare, ce știm despre cutare lucru, când lucru în începutul întrebării, ce știm, nu-mi place. În zilele noastre... Acum comentați acum, era. La un moment dat era cum comentați. Sunt niște întrebări de început care se aplică mai ales în ultima perioadă. Ce știm, cum comentați, ce părere aveți?
Cel mai des în ultima vreme se folosește ce știm, ceea ce mie nu-mi place, denotă că nu știi ce întrebare să pui mai departe sau nu știi de ce te-ai dus acolo. Și nu faci parte din, cum se zice, de exemplu la minister, nu faci parte din conducerea ministerului încât să fii și tu pus la curent cu absolut tot ceea ce este acolo. Vrei să afli. Atunci pui mai multe întrebări până afli răspunsul. Dumitru Tinu, regretatul director de ziar, spunea să nu pui niciodată o întrebare la care nu știi răspunsul. Era un sfat pentru tinerii jurnaliști. Nu știi, nu bănuiești răspunsul. Da, dar nu poți să-l știi chiar pe tot. Nu poți să știi chiar tot răspunsul. Se referă la investigații, la jurnalismul de investigație, de anchetă, mă rog, la cel științific, evident, mai ales atunci când sunt noutăți, apar, iată, virusuri noi, tratamente noi, evident, n-ai de unde să știi. Dar oricum te poți documenta și în momentul în care faci un interviu pe o anumită temă, e foarte bună documentarea dinainte. Că așa poate să curgă normal interviul. Eu, de exemplu, îmi pregătesc niște întrebări înainte de interviu. Le am în față, chiar dacă se spune că nu este bine. Cine spune să asta ai întrebările în față, așa mi s-a spus la un moment dat, că te faci de râs că da, nu se reproșeau jurnaliștilor de la Cotroceni. Era, totuși mă gândesc, când este o adunare de genul ăsta, e un stres, e și presiunea timpului, trebuie să te încadreze, nu știu câte secunde, mă rog, n-ai timp să stai acolo să te gândești, de ce n-ai venit cu întrebările scrise? Am văzut mari, Oriana Fallaci, nu știu, venea cu avea întrebările scrise, făcea... Pe la începuturi așa, nu mai știu cine mi-a zis, dar pe la începuturi așa... Că nu e bine să le... Mi se spusese că nu e bine să vadă că tu ai întrebările, că dai impresia că tu nu ești în stare să pui niște întrebări. Dar eu întrebările mi le pun, mi le scriu, ca să nu uit ceva din ce mi-am dorit să obțin din interviul respectiv, din informațiile pe care vreau să le obțin din interviul respectiv. Iar când curge interviul, sunt atentă la ce mi se spune și de multe ori, dacă mă uit pe hârtie, întrebările respective nu se mai regăsesc în interviu. Se schimbă în funcție de ce îmi spune interlocutorul. Da, ce e mai greu în jurnalismul medical? Pun întrebarea mai ales pentru că astăzi nici nu mai există specializări. Deci redactorul, în special la televiziune, se urcă în mașină cu cameramanul și eventual un alt membru al echipei și pleacă dimineața, prefectură, stadion, Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, seara se întoarce la poliție. Deci nu mai sunt importante specializările să fii dedicat unui anumit domeniu. Eu cred că sunt importante. Tot așa am auzit pe cineva spunând că e bine să se mai rotească persoanele, să treacă fiecare prin câte un domeniu la un moment dat. Da, stilul ăsta de dimineață până seara e centrifugă, nu mai e rotație. Da. Pentru că se obișnuiește atât de mult cu subiectul respectiv încât poate nu mai este obiectiv, așa spuneam. Adică devine dependent de surse, sursele de informații colaborează cu el ține partea, să spunem, a polițiștilor în cazul Caracal, în loc de... Însă în domeniul medical e atât de vast, încât eu zic că e bine să fie oameni care se specializează pe parcurs. Ce e mai greu în asta? Limbajul, contactele? Limbajul, în primul rând, limbajul a fost de la bun început. Specialiștilor le este foarte greu să vorbească pe înțelesul oamenilor fără să folosească foarte mult termen medical. Nu poți să-i ocolești cu totul.
dar termenii care sunt mai complicați ar putea fi traduși. Ei se așteaptă să traducem noi, ca jurnaliști, să traducem acei termeni. Numai că atunci și la televiziune ai nevoie de câteva secunde de voce sau dacă e un interviu, tot timpul interviului, n-ai cum să intervii și să spui asta înseamnă așa sau cuvântul ăla ar trebui, îl puteți înțelege sau vă poate duce cu gândul la un anumit lucru. Poate la televiziune mai pui o burtieră și scrii acolo să zicem că s-ar găsi o soluție, dar la radio n-ai cum ce fac, întrerup interviu din două minute să spun ce înseamnă un anumit cuvânt. De multe ori interviul ăla poate să fie doar de 3 minute, când să mai întrerup, când să mai îmi spună interlocutorul informația care să fie benefică ascultătorilor. Și atunci e bine, de multe ori le-am zis medicilor, vă rog frumos, gândiți-vă că în fața dumneavoastră aveți un pacient căruia trebuie să explicați tema pe care o discutăm astăzi. Câteodată funcționează, alteori nu. Regretatul Florin Condurățeanu mi se pare cel mai bun translator din jargonul de specialitate în limbaj popular. Da, dar făcea emisiuni mari în care avea timp să facă și, sigur. Și să facă și asta. Nu poți în orice format să faci, să traduci tot. E dificil. Iar acum contactele, e greu să mai ajungi la oameni și la autorități și la specialiști, unii s-au plictisit mai mult. Deci pe măsură ce se invocă această nevoie de comunicare, ce noi trebuie să comunicăm mai bine, să fim mai transparenți, mai deschiși, reporterii, oamenii de la firul ierbii se plâng că e tot mai dificil. Da, să da. Discuți cu autoritățile. Au fost situații experți în care mie autoritățile nu mi-au răspuns. Nu știu de ce. Răspundeau colegilor din radio. Că asta m-a surprins. Și am zis, am greșit eu cu ceva, am făcut eu ceva, i-a deranjat ceva din ce am întrebat. De mie nu mai îmi răspundeau și le răspundeau colegilor. Bun, critica deranjează, sigur. Nu e plăcut fi... îi mai învață și acești consultanți de imagine, nu te expune, nu ieși. Nu te expune, nu ieși, dar cu toate astea sunt televiziuni care i-au tocat mărunt, mărunt și totuși acolo s-au dus. De ce e mirajul televiziunii? Și totuși, Radio România Actualități, dacă ne gândim, are... Are audiență și se aude în toată țara. 5-6 televiziuni la un loc. Se aude exact da. Și la munte și la mare. Și se aude în toată țara. Noi, în momentul în care facem știri, facem materiale, nu aducem comentariile noastre. Indiferent dacă nouă ne place sau nu ceea ce spune persoana din fața noastră, întrebăm să aflăm care este adevărul, dar nu comentăm. Deci cei care vin și vorbesc la noi își pot expune părerea lor fără să fie comentați. Sunt, pot fi întrerupți și întrebați, dar oamenii află exact părerea pe care o au cei care sunt intervievați. Nedeformată, nu se dirigează cititorul din titlu, da, dintr-un comentariu, prin intervenția, prin tonul chiar realizatorului. Radio România a încercat și părerea mea e că a reușit să fie cel mai echilibrat mediu de informare din România. Să vedem, stați că lucrurile evoluează. Vorbim ce avem până acum. Care a fost cel mai greu moment ca reporter, ca redactor de radio? Anul trecut a fost cel mai greu moment, un an întreg. E adevărat că eu n-am fost în spitale să mă îmbrac în combinezoane cum s-au dus colegele din televiziuni, însă mă așezam la birou la ora 9 dimineața și terminam la ora 11. Noaptea. Era greu de
acoperit absolut tot. Informațiile veneau una după alta, una după alta. A fost un volum foarte mare de informații și la un moment dat au început și fake news-urile. Era destul de greu să faci diferența dintre știrea corectă și cea care era prelucrată. Nu că s-ar fi terminat fake news-urile. Nu, da, nu s-au terminat, dar atunci a fost o perioadă. Am văzut că nu mulți sunt de acord cu ce am mai spus, însă a fost o perioadă în care medicii, specialiști în sănătate publică, epidemiologi, medici infecționiști, au fost peste tot în media și au explicat ce se întâmplă cu acest virus, cu SARS-CoV-2, și oamenii au ascultat, au încercat să înțeleagă, au respectat cât au putut de mult regulile. În momentul în care au apărut politicienii și au dat cu părerea, capitalizeze... și-au dat cu părerea, medicii s-au dat ușor la o parte, au mai fost doar câțiva care au mai rămas să explice, și atunci s-a stricat tot. Nimeni n-a mai crezut. Atunci au început și fake news-urile și toate. În care a fost cel mai emoționant moment, nu știu, din carieră, din emisiuni, din poate ceva care n-a apărut la pe post, pentru că avem și astfel de limitări, nu uneori cei intervievați, oamenii refuză, ne roagă, domnule, nu publica asta. Îți spun să știi, nu da publicității sau nu ascunde atunci identitatea. Nu neapărat că au ascuns identitatea, dar mi-au mai explicat anumite lucruri și am înțeles că până când se rezolvă o situație, se trece prin diferite etape. Și atunci am înțeles că nu e bine sau nu trebuie neapărat să dau absolut toate etapele. Se poate schimba pe parcurs. Eu pot să dau o direcție și în momentul în care se obține un rezultat sau se iese și se dă răspunsul final, poate să fie altul decât am dat eu direcția respectivă. Și direcția dată de mine inițială poate să bulverseze populația, poate să bulverseze ascultătorii, și atunci când se vine cu răspunsul final, să... Bun, această strategie intră în coliziune cu... Nu se mai înțeleagă nimic. Cu stilul din online, unde trebuie să dai repede, vedem după aia dacă e corect sau nu, pentru că dacă nu ești primul, asta e un teren minat pentru mine, pentru că eu nu sunt de acord să dai informația neverificată. Știu că acum orice mesaj apare, îl dăm repede. Au fost situații, știi foarte bine, că au fost situații în care s-a greșit foarte mult. Mie mi-ar fi fost greu să trec peste... Dar un exemplu, și de știre emoționantă, și de greșeală majoră. Greșeală când a fost cu doamna doctor de la spitalul... De la care s-a spus că e bolnavă și a murit de COVID, din cauza COVID-ului, da, și... Da. De la Gerota. Da, aia a fost o greșeală. Dacă aș fi făcut-o, mi-ar fi fost greu să trec peste ea. Foarte greu. Și ca moment emoțional... La felul cum sunt eu. Emoționant, uitam să... Cel mai emoționant moment pentru mine a fost primul anunț umanitar pe care l-am făcut pe post. L-am făcut și în direct. A fost după o perioadă mai grea din viața mea, despre care n-am să spun. În momentul în care am început să citesc mesajul respectiv, mi-au dat lacrimile, n-am mai putut să mă abțin. Am plâns pe post. Cum vin aceste mesaje?
Atunci au venit pe mail și a lăsat numărul de telefon, am luat legătura cu doamna respectivă, am rugat-o să-mi trimită absolut toate documentele pe care le are ca să văd că este real. Ai verificat? Am verificat ca să văd că este real, anunțul și cerința este reală. Și doamna a înțeles, mi-a trimis absolut tot, mi-a explicat, era vorba de un băiețel care între timp a reușit să facă și operația și mi-a scris după ce în străinătate. Mi-a scris că, și acum mă emoționează, mi-a scris că s-a rezolvat și că îmi mulțumește. Atunci chiar am plâns, atunci a fost foarte greu, că așa, dovadă că și acum am un nod de sunt sancțiuni dacă greșești o știre sau asta ar fi putut fi trecută la bile negre pentru un redactor de radio? Nu, am avut tendința în momentul acela să le spun, eu nu mai fac niciun anunț umanitar. Nu pot, nu mai sunt în stare. Da, și când m-am dus să vorbesc cu șefa care era atunci, mi-a zis, nu, ai transmis o emoție, n-ai de ce să-ți faci probleme. Și ai fost naturală, ai fost așa cum este orice om într-o situație de genul acesta. E adevărat că se spune că atunci când ești la microfon trebuie să uiți absolut toate problemele pe care le ai și oamenii să nu știe că ai acele probleme. Dar așa cum am fost eu până acum, cu stilul meu de a fi, a fost bine. Eu zic că a fost bine. Dar am avut și probleme când era să posturi. Nu mai fiu pe post, că nu mai auzeam nimic în căști, era o transmisie în direct, nu mai auzeam nimic în căști și ca dovadă că atunci când ai ceva trebuie să-ți pregătești. Paul Grigoriu spunea că în momentul în care intri în emisie, chiar dacă e în direct sau și ai experiență și știi că nu ți lipsește nimic, ai toate informațiile, e bine să ai niște idei scrise pentru că ți se poate întâmpla să te blochezi. Și ca să te deblochezi, ai scris, vezi ce e scris și atunci mergi mai departe. Eu atunci, în acea transmisie, nu-mi scrisesem nimic. Și m-am blocat și norocul colegul de la tehnic a venit cu o foaie în mână, cu un nume scris pe el și așa m-am deblocat. Dar pe post au fost câteva momente. Bun, acum dau și eu un sfat pentru cei de la radio pe care l-am primit de la colegii de la psihopedagogie la universitate. Îi învață pe profesor, zice, dom'le, n-aveți nicio problemă dacă uitați o parte din lecție. Pentru că elevii nu știu da. Care este lecția. Deci continui cu... Da. Partea a treia, sar peste partea a doua sau inițiezi un dialog, creezi un moment bun. Evident, stresul la un post de radio cu atât de mult public, nu? Îi simți, cum îi vizualizezi pe ascultătorii, îi vezi, te gândești, noi sunt 1 milion de oameni, ascultă acum în mașină, în trafic, în la început casă. La început aveam emoții și atunci îmi imaginam că vorbesc cu cineva apropiat mie și explic. După care ajuns să nu te mai gândești la asta, că te ascultă foarte mulți oameni. Că dacă te gândești că te ascultă foarte mulți oameni, iarăși te blochezi și uite, te emoționezi, cum mi s-a întâmplat acum. Pentru că știi că poți influența foarte mulți oameni prin ceea ce spui. Eu în momentul în care îmi fac materialele, mă gândesc așa. Dacă din ceea ce spun eu, măcar o persoană care mă ascultă este ajutată, unei persoane îi folosește ceea ce spun eu, eu sunt mulțumită și sunt bucuroasă că am ajutat pe cineva. Și așa îmi fac materialele, mă gândesc ce poate ajuta, ce... îi poate fi util celui care mă ascultă. Pe vremuri se mea sfatul medicului emisiunea da, înainte nu mai de... Este.
1989, vocea este recunoscută. Deci unii s-a întâmplat să spună cineva, dom'le, te știu de undeva, am auzit vocea de la radio. Persoane așa de pe stradă, nu, dar din domeniul medical, dintre medici, am avut impresia că sunt oameni care nu mă știu. Și mă duceam și le spuneam, eu sunt Adriana Turea de la Radio România Actualități. Ce, da, vă știu. Zic, dar de unde ne-am mai întâlnit? Nu, vă aud la radio. Vă ascult fiecare zi. E un examen pentru voce? E un standard? Vocea, așa zisă, voce de radio? A fost un examen. Am trecut o parte din. În general, în industrie, să spun. Nu. Știu că pe vremea lui Miculescu a fost o testare. Atunci s-a făcut o testare. Atunci când am dat eu examen, n-au testat și vocea. Dar când a fost domnul Miculescu, atunci s-au făcut niște testări și venea din privat, mulți dintre și noi am făcut niște cursuri atunci. Am făcut niște cursuri de dicție, cursuri de pregătire. Asta nu ar strica pentru niciun elev din România. Unii ajung chiar ministri sau cine știe ce personaje importante, da, nu le-ar fi stricat publice, da, persoane publice. Medicina, adică, în general, evenimentele se petrec în spitale, în zona asta de vârf a științei, dar prinde teren acum și medicina alternativă, tehnici de yoga, știu așa din discuțiile. Nu, e totuși o comunitate mică, nu? Câți reporteri, redactori, jurnaliști medicali sunt în țara noastră, în București. În București? Nu, 10, cam, 20, cam pe aici. Cam așa. Eu am făcut un grup cu niște jurnaliști, pe lângă cel care este făcut cu Ministerul Sănătății, ca să am încercat, dar am pus numai jurnaliști specializați pe domeniul medical în acel grup. La minister câți? Sunt mai mulți. Și cred că în jur de 20, nu cred că mai suntem foarte mulți. Acești se mai discută și știu că ești fan sau cum să zic, al unor tehnici alternative. Am fost la câteva. Tot am vrut să mă duc să fac yoga, de exemplu. Am avut un abonament la o sală de sport. Am fost de câteva ori. Am dat de o grupă care era mai avansată decât puteam eu. Am vrut să renunț până am dat de o altă profesoară care făcea pentru începători și după aia nu mai știut cum o cheamă pe doamna aceea și la cine să mă duc. Dar după ce am făcut exercițiile, mi-am simțit coloana altfel. Am fost mai flexibilă, parcă nu mă mai durea spatele. Ceea ce vrei tu să spui, eu am făcut niște cursuri. Se pare că te-ai documentat cum să faci pentru un interviu. Da, am făcut niște cursuri care se numesc Access Bars și Facelift. Te ajută să te relaxezi și relaxându-te vezi altfel lumea din jurul tău și încerci să nu mai iei chiar totul personal, să nu mai pui la suflet, pui la suflet și încet, încet se schimbă și lucrurile din jurul tău, relaxându-te și încercând să eliberezi, cum se spune acum, energiile negative și tot ceea ce te apasă. Și atunci normal că vezi totul mai liniștit. Acum s-a transformat în energie negativă. Nu este ceva care să sperie, e practic o relaxare. Sunt niște centri care se apasă foarte ușor pe cap, pe față. Și sunt situații în care oamenii cărora le faci poate să adormă, alții au chef de vorbă, râd. Fiecare reacționează altfel. Și acolo alcool. Fiecare răspunde în felul său. Dacă ar fi să
fie, să transmiți un singur sfat medical, nu știu, pe orice, din toate, dintre toate patologiile, dintre toate sfaturile, unul să îl transmitem telespectatorilor, ascultătorilor, care ar fi cel mai important? În momentul ăsta, când ai început întrebarea, pe mine m-a dus cu gândul la sare. Nu știu de ce, dar acolo m-a dus cu gândul. Să mâncăm mai puțină sare. Să punem mai puțină sare în mâncare. Am încercat chiar și eu, am și eu o greutate, am hipertensiune și mi s-a tot spus, mi-au tot spus medicii, mănâncă cu mai puțină sare. Le-am zis, dimineața când mă trezesc câteodată, am degetele umflate. Scoate sarea din alimentație. Zic, toată sarea s-o scot din alimentație. Zice, da, și mi-au zis, da, toată sarea, dacă vrei să-ți fie bine. Și încet, încet m-am convins că au dreptate și am încercat din alte condimente să-mi aduc gustul în farfurie. Și se poate. Da, e foarte corect. Mi-aduc aminte bunicul că avea un accident vascular cerebral în timpurile lui Ceaușescu, mă rog, nu se punea problema unor terapii și a rezistat, a recuperat vreo 20 de ani, a depășit acel moment, dar nu aveau sare în casă. Deci nu exista. Când venea nepotul sau nepoata, când veneam de la București, pentru noi luau o cutie, nu o știu cutie cum se vindea sarea, sarea că era pe vremea aia, nu mai țin minte, o solniță. În rest, nu exista sare în casă și verificată și de mine, într-adevăr, am măsurat tensiunea, era cam mare, gata, săreau prietenii, doctorii, foști colegi, ia medicamentul X, ia Y, vezi cu tare. Doamna doctor Bartos, doamna profesor Bartos, zice, ia, încearcă întâi și redu sau evită consumul de sare și practic nu vei mai avea nevoie de medicamente, așa a fost. Da, pe de altă parte, mi-aduc aminte din scurtul meu traseu prin spitale ca stagiar sau student, întrebai pe pacienți, dom'le, la orice renunț, dar nu la sare. Deci ia-mi orice, țigara, alcoolul, dar nu mă pune să nu mănânc sărat. Da, pentru că avem impresia că mâncarea nu mai are gust fără sare. Și pentru că totuși, am văzut într-un film recent, acum un italian care gătea și zice, dom'le, când e mâncarea sărată, asta e semn că bucătarul e prost. Ascunde gustul slab, ascunde când e nerealizările, aruncând sare în exces pe. Iar nutriționiștii spun că mâncarea de la restaurant, mâncarea semi-preparată, conține multă sare pentru că este mai greu să controlezi cantitatea de sare pe care o pui într-o mâncare făcând cantitatea mai mare. Sau maschează lipsa de gust. Sau maschează lipsa de gust. Sau stimulează vânzarea de bere șpriț. Sau altă dată, mai consume. Aproape de vremea lui Ceaușescu, cum se spuneam noi acum, ziceau că mâncarea care e foarte sărată nu este proaspătă. Da, stai că ești redactor, reporter medical, o să înceapă, a început sezonul salmonelei. Da. să avem reportaje și de la spitalele deja de infecție. Deja, parcă au început la controlele copii. Și au fost controlele probleme. Au început, da, și salvările să meargă la spitalul de copii, că ei sunt mai expuși. Mulțumesc, Adriana Turea. Și eu mulțumesc pentru invitație. Succes! Te auzim la radio România Actualități. Mulțumesc, la revedere! Mulțumesc!